Extragerea celei de-a doua echipe nou promovate. Serios? Nu vrea să iasă. Stai, că ți-a iasă. ACS Petrolul 52. Ce început tare pentru Rapid? Început foarte, foarte tare de campionat. Jucăm derbiurile săptămânale. Sper să începem cu dreptul, sper să avem continuitate în rezultatele bune pe care sper să le obținem la începutul campionatului, pentru că vom avea nevoie de liniște ca să pregătim toate celelalte meciuri. Apoi, tragerea a fost cum a fost, mai contează. Mai devreme sau mai târziu, oricum, întâlneam toate echipele. Acum, dacă stăm și ne punem semne întrebare că poate era mai bine în octombrie, că era mai răcoare afară iarna, că poate alunecau și nu erau în formă. Nu. Trebuie să intrăm pe teren cu gândul la victorie la fiecare meci și vă asigur că Rapidul va da totul pe teren ca să câștige meci de meci. Pretențiile, v-am spus, obiectivul clubului l-am transmis, este clasarea în primele 6, adică play-off-ul. Oi, campionatul este un maraton. Este un maraton care se desfășoară pe o perioadă foarte lungă de timp. Contează să încep și bine, dar ați văzut, este cel mai important este cum termini. Dacă atunci când termini în obiectivul propus, este un lucru foarte bun. Am întrebat pe domnul Vilașco pe cine vede contorganizat la titlu și a enumerat rapid la trei echipe, după pe CSB și Craiova. Vă simțiți așa în poziția aia de a vă putea bate la titlu în acest sezon? Să fie foarte politicos. Am spus, sezonul acesta ne dorim să creăm o echipă, să ajungem împreună să creăm o echipă pentru a ne putea bate cu principalele candidate la câștigarea campionatului pe care le cunoaște și din noastră. Cum arată Liga 1, Daniel? Așa când te-ai uitat acum, după o analiză cât de cât ce s-a întâmplat în pregătire, cum arată? Cum arată Liga 1? Cum arată? Încă suntem în pregătiri. Suntem pe ultima sută de metri. După ce ai văzut acum panoul cu prima etapă? Arată bine. Sunt echipe de tradiție care au venit din eșalonul inferior. Vom avea și mai multe derbiuri, vom avea suporte pe stadioane. Sper ca stadioanele care încă nu sunt terminate să ajungă să fie terminate, pentru că fiecare echipă din orașul său își dorește să-și discute meciurile de pe teren propriu în orașul respectiv. Cu siguranță s-a creat o emulație și cred eu că de la an la an vom avea mult mai mulți spectatori pe stadion. Un derby mai puțin totuși, fără Dinamo. Da, un derby mai puțin. Păcate pentru ei, n-au gestionat foarte bine situația de acolo. Ei știu foarte bine ce au de făcut. Sperăm să facă o echipă bună și să se bată la promovare, pentru că Liga 2 este foarte, foarte dificilă și cu atât mai mult pentru o echipă care n-a cunoscut gustul ligii secunde. Dar a locuit de derbiul cu Petrolul, scuze. Da, primul derbiul. Da, în etapa 5-a. Păi am primele etape, am numai derbiul. E cel mai bun program, între ghilimele. Da. Asta e, cum am spus mai devreme. Mai devreme sau mai târziu, oricum le întâlneam pe fiecare dintre ele. Este clar că este un debut infernal, dar eu cred că avem calitatea necesară ca să putem trece cu bine peste acest debut de campionat. Mai bine jucător pentru Adrian Mason și mai dorește acest mai bine jucător. Avem nevoie de un atacant. Încă nu am reușit să finalizăm discuțiile cu unul dintre atacanții care am discutat. Sperăm că într-o
într-o perioadă relativ scurtă de timp vom reuși să finalizăm discuții pentru aducerea unui atac. Începe sezonul acesta și cu arbitrajul video, cum o să fie? O să fie mai bine. Să fie mai bine, nu vor mai fi acele discuții interminabile, cu siguranță riscurile vor fi mult mai mici. Este un lucru pozitiv, un lucru benefic și cred că cu toți ar trebui să ne bucurăm de acest sistem de implementare a VAR-ului în România.